Am cântat și am spus că mai mult acum ca niciodată. De ce? Cred că răspunsul, unul dintre răspunsuri e masca asta pe care o purtăm fiecare dintre noi. E perioada aceasta ciudată prin care trece lumea. Dar eu știu că am crescut în biserică penticostală și mult în bisericile noastre am auzit strigându-se Maranata, vino Doamne Iisuse. Și uite că acum trăim vremurile sfârșitului. Amin. Și dacă tot le-am vrut atâta, haideți să ne bucurăm de ele. Amin. Că dacă tot n-am prins Geneza, să ne bucurăm că am prins Apocalipsa. Slăviți să fie Domnul! Amin. Haideți să deschidem Biblia cu bucurie în Cartea Doi Împărați, în Vechiul Testament, capitolul al cincilea, un fragment biblic arhicunoscut, e vorba de vindecarea lui Naaman, celebru general sirian, pe care Dumnezeu îl vindecă într-un mod miraculos. Cartea Împăraților, Doi Împărați, capitolul al cincilea, voi citi cuvântul lui Dumnezeu începând cu primul verset până la versetul 19, deci înarmați-vă cu multă răbdare. Din punctul meu de vedere, citirea textului face parte din predică, prin urmare predica începe de acum. Așa că din când în când, în timpul în care predic, citind textul, mai aduc și câteva explicații, că eu știu că atunci când stați în picioare, suntem cu toții atenți. După aceea, la fel de atenți, să ne ajute Domnul. Capitolul 5 din Cartea Doi Împărați, versetul 1, cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Naaman e un fel de carte de vizită și acum ni-l prezintă. Cine era acest Naaman? Căpetenia oștirii împăratului Siriei, deci un fel de ministru al apărării, avea trecere înaintea stăpânului său și mare vază, adică multe decorații, căci prin el izbăvise Domnul pe sirieni. Uite că Dumnezeu câteodată folosește și oameni care nu fac parte din poporul Domnului și cu asta ar trebui să ne obișnuim că Dumnezeu e stăpân. Dar omul acesta, tare și viteaz, spune Biblia că era lepros. Adică avea o boală incurabilă pe care medicina nici astăzi nu poate rezolva, o boală care parcă anulează toate calitățile anterioare. Dar omul acesta era lepros. Și sirienii ieșiseră în cetate la o luptă și aduseseră roabă pe o fetiță din țara lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naaman. Și a zis stăpânei sale, of, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul ar tămădui de lepra lui. Câtă credință avea fetița aceasta! Naaman s-a dus și a spus stăpânului său, fata aceea din țara lui Israel a vorbit așa și așa și împăratul Siriei a zis, du-te la Samaria și voi trimite o scrisoare împăratului lui Israel. A plecat luând cu el 10 talanți de argint, 6.000 de sicli de aur și 10 haine de schimb, deci o avere fabuloasă, undeva la 400 de kilograme de materiale prețioase. Și spune Biblia în versetul 6 că a dus împăratului lui Israel scrisoarea care spunea așa, glăsuia așa. Acum, când vei primi scrisoarea aceasta, vei ști că-ți trimit pe slujitorul meu Naaman ca să-l vindeci de lepra lui. După ce a citit scrisoarea împăratului Israel, și-a rupt hainele, e un gest de disperare, și-a zis, oare sunt eu Dumnezeu ca să omor și să înviez, de-mi spune să vindec pe un om de lepra lui, să știți dar și să înțelegeți că el caută prilej sau motiv de ceartă cu mine. Când a auzit Elisei, omul lui Dumnezeu, și îmi place cum spune Biblia, de mai multe ori repet în dreptul lui Elisei, că împăratul lui Israel și-a sfâșiat hainele, a trimis să spună împăratului, pentru ce ți-ai sfâșiat hainele? Lasă-l să vină la mine. Și ceea ce urmează pentru unii s-ar putea să pară cumva o atitudine de mândrie, dar nu e așa. Ascultați, el zice așa, lasă-l să vină la mine și va ști că este un proroc în Israel. Adică omul acesta își asumă cu multă demnitate darul pe care Dumnezeu i l-a dat. Naaman a venit cu cai și cu carul lui și s-a oprit la poarta casei lui Elisei. Și acum, evident, Naaman aștepta ca Elisei să vină la el. Dar Elisei a trimis să-i spună printr-un sol, du-te și scaldă-te de 7 ori în Iordan și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat.
Spune Biblia că Naaman s-a mâniat sau s-a întristat, traduc alții, și a plecat zicând: eu credeam, și observați, el avea prejudecățile lui, cum avem noi de obicei când venim la biserică, eu credeam că va fi așa, că va ieși la mine, că se va înfățișa el însuși, va chema numele Domnului Dumnezeului lui, își va duce mâna pe locul rănii și va vindeca lepra. Nu sunt oare râurile Damascului, Abana și Parpar mai bune decât toate apele lui Israel? Observați că are și o atitudine puțin de superioritate națională. N-ar fi putut oare, sau n-aș fi putut oare să mă spăl în ele și să mă fac curat? Și s-a întors și a plecat plin de mânie. Dar slujitorii lui, și mare lucru să ai lângă tine nu doar oameni care să te laude tot timpul, să ai oameni care să știe să spună adevărul, dar slujitorii lui s-au apropiat să-i vorbească și i-au zis: părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Cu atât mai mult trebuie să faci și ce ți-a zis, scaldă-te și vei fi curat. S-a coborât atunci și s-a cufundat de 7 ori în Iordan, după cuvântul lui omului lui Dumnezeu. Și carnea lui s-a făcut iarăși cum era carnea unui copilaș și s-a curățat. Și acum versetul 15 spune Biblia că Naaman s-a întors la omul lui Dumnezeu cu tot alaiul lui. Când a ajuns, observați de data asta, s-a înfățișat înaintea lui și a zis. Dacă data trecută aștepta la o distanță ca prorocul să vină la el, de data asta se smerește. Se duce el în fața prorocului și declară așa: iată, cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul decât în Israel. Și acum primește, rogu-te, un dar din partea robului tău. Încă nu se pocăise. Încă credea Naaman că banii îl pot vindeca. Încă credea că el cu banii lui își rezolvă problema asta. Elisei a răspuns: viu este Domnul, al cărui slujitor sunt, că nu voi primi. Naaman a stăruit de el să primească, dar el n-a vrut. De ce n-a primit Elisei? Pentru ca să-i demonstreze lui Naaman că vindecarea nu vine de la banii lui, ci vindecarea vine de la Dumnezeu. Amin. Și versetul 17, vedem că lucrul ăsta e clar în sfârșit pentru Naaman, care a crezut, bă, până la urmă banii mă salvează. Atunci Naaman a zis: fiindcă nu vrei să primești tu, deci din cauza asta, îngăduie să se dea robului tău pământ cât pot duce 2 catâri. Căci, și acum urmează, căci robul tău nu mai vrea să aducă jertfă altor dumnezei, nici ardere de tot, nici jertfă, ci va aduce numai lui Adonai, numai Domnului. Observați cum își schimbă dintr-o dată Naaman perspectiva când înțelege că nu banii l-au vindecat, ci Adonai, Dumnezeul lui Israel. Și e ceva, uitați cum funcționează conștiința unui om, nu trebuie să stea cineva lângă el. Versetul 18. Observați cum un om pe care Dumnezeu deja începe să-l transforme, are deja conștiință și Duhul lui Dumnezeu îi vorbește: iată totuși, ce rog pe Domnul să ierte robului tău, că stăpânul meu intră în casa lui Rimon să se închine acolo și se sprijină pe mâna mea, adică e datoria mea în calitate de ministru al apărării să merg acolo, mă închin și eu în casa lui Rimon. Nu zice mă închin lui Rimon, vă rog să rețineți, pentru că el spune până aici, de aici încolo mă voi închina doar lui Dumnezeu, să ierte Domnul pe robul tău când mă voi închina în casa lui Rimon, adică atunci când din obligație de serviciu va trebui să fiu acolo, dar închinarea mea de astăzi înainte este doar înaintea lui Dumnezeu. Amin. Nu i-a spus Elisei ce trebuie să facă, dar când se atinge Dumnezeu de el, atingerea lui Dumnezeu îi schimbă fapta. Amin. Elisei a zis, du-te în pace. Amin. O slăvit să fie Domnul. Amin. Știu că textul a fost lung, de aceea vă rog să vă așezați. Am citit deja disperarea în privirea unora dintre dumneavoastră. Sunt tare bucuros să vă văd ochii, chiar dacă nu vă văd zâmbetul la toți, cel puțin privirea vă văd tuturor. Zâmbetele înșală de multe ori, privirea de cele mai multe ori nu. Chiar dacă ne forțăm câteodată să zâmbim așa, acum că aveți masca,
se văd ochii și văd într-adevăr dacă sunteți sau nu bucuroși. Și mă uit spre poporul Domnului din locul acesta și văd în privirea voastră bucurie. Chiar dacă vremea asta a fost atât de grea afară, m-am gândit că seara asta nu vor fi prea mulți în adunare, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru voi, îi mulțumesc lui Dumnezeu că în ciuda vremurilor ciudate pe care le traversăm și în ciuda vremii de afară, în această seară ați ales să veniți aici. Și mă rog ca timpul pe care îl vom petrece mai departe să fie pentru zidirea noastră spirituală. Nu există vindecare fără ascultare. Acesta e titlul predicii din seara asta. Dacă eu am un dar, darul meu e de a repeta de multe ori și voi repeta de mai multe ori în seara asta. Titlul predicii e acesta și pentru mine nu e atât de important să rămâneți cu întâmplările pe care le spun la predică și nu e atât de important să rămâneți cu numele meu, cât e important să rămâneți cu ceea ce cuvântul lui Dumnezeu vorbește. De aceea când am citit textul, v-am spus că textul face parte din predică. Pentru că cea mai puternică predică e cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, El însuși se apără. Cuvântul lui Dumnezeu, El însuși lucrează. Eu am cunoscut oameni care s-au pocăit doar ascultând cuvântul lui Dumnezeu rostit. Dar încă o dată am să vă spun în seara aceasta, titlul predicii este: nu există vindecare fără ascultare. Și când mă refer la vindecare, în mod evident nu o să mă refer doar la vindecarea trupului. Acum când în fiecare zi se vorbește despre boală în lumea în care noi trăim, noi pocăiții aici la evangelizare am ales să vorbim despre vindecare. Dar nu vom vorbi despre vindecarea de COVID, nu-i treaba noastră să vorbim despre asta. Nu vom vorbi despre vindecarea de lepră sau de cancer sau de orice altă boală incurabilă. Ci voi vorbi mai degrabă de vindecarea sufletului. Pentru că împreună cu mine, veți vedea în seara aceasta că Naaman nu era bolnav doar de lepră, de o boală incurabilă, de care medicina nu-l putea vindeca nici atunci și n-ar fi putut să îl vindece nici astăzi. Ci am să vă vorbesc despre alte boli de care Naaman suferea. Și veți vedea împreună cu mine, spre sfârșitul mesajului, că nu întâmplător Dumnezeu îi cere să se scalde de 7 ori. Sigur că în Biblie 7 e o cifră specială, simbolică. Dar veți vedea că Naaman de fapt suferea, pe lângă boala asta trupului, incurabilă, pe care o cunoaștem cu toții, despre care am auzit vorbindu-se de foarte multe ori, pe lângă lepră, el mai avea 6 boli. 6 boli ale sufletului lui. De fapt, eu nu o să vă dau o rețetă în ce privește vindecarea trupului, pentru că Dumnezeu e stăpân, Dumnezeu e suveran. Și Dumnezeu alege de foarte multe ori ca pe cineva să-l vindece și pe altul să-l lase să treacă din lumea aceasta. Noi ne facem partea noastră, am văzut că ați avut și voi o listă lungă, și noi avem o listă lungă pentru care ne rugăm și mijlocim înaintea lui Dumnezeu. Noi ne facem partea noastră că Biblia ne îndeamnă să ne rugăm, să mijlocim și noi credem că Dumnezeul nostru e viu și lucrează și astăzi. Dar de asemenea știm că Dumnezeu este suveran. Dumnezeu este stăpân peste viața noastră. Știm de asemenea că viața noastră nu se rezumă la aici și acum. Și știm că dincolo de viața asta există o altă viață. De aceea, orice s-ar întâmpla cu noi, suntem bucuroși pentru că viața noastră este în mâna Lui. Așa cum v-am spus, când vorbesc despre vindecare în seara asta, nu o să mă refer doar la vindecarea trupului, ci mă voi referi în primul rând la vindecarea sufletului. Nu există vindecare fără ascultare. Și am să vorbesc despre asta din 4 perspective din textul pe care l-am citit. Sunt 4 lucruri pe care vreau să vi le spun acum de la început și apoi, nu știu în ce direcție voi merge, ceasul meu sunteți voi. În funcție de cum reacționați voi, în funcție de cum ascultați, voi predica cuvântul lui Dumnezeu mai mult sau mai puțin. Însă tot ce-mi doresc în această seară este ca acest cuvânt pe care vi-l spun încă de la început, măcar câteva gânduri foarte clare, să rămână în mintea noastră a tuturor, pentru ca apoi când plecăm acasă să fie foarte clar pentru fiecare dintre noi despre ce a fost predica. Când vorbim despre ascultare, în primul rând voi vorbi despre ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Și când spun ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu, mă voi referi aici și ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu care vine prin oamenii lui Dumnezeu. Și veți vedea în textul nostru că de multe ori oamenii lui Dumnezeu pot fi niște copilași.
Și am văzut că aveți atât de mulți copilași aici, Domnul să binecuvânteze. Nu mă așteptam să fiți atât de prompt, adică mă pregăteam să mai zic o dată, Domnul să vă binecuvânteze. Și câteodată Dumnezeu poate folosi un copilaș, câteodată Dumnezeu alege să vorbească prin oameni mici, unor oameni mari. Și așa cum am spus, când vorbim despre ascultare, vorbim despre ascultare de cuvântul lui Dumnezeu, spus prin oamenii lui Dumnezeu. Da, și astăzi Dumnezeu are oameni, chiar dacă noi suntem atât de sceptici la asta, chiar dacă astăzi e atât de mult desfințată biserica și suntem așa de obișnuiți să-i vorbim de rău pe oamenii lui Dumnezeu. Dar totuși Dumnezeu are și astăzi oamenii lui. Și voi puteți să fiți oamenii lui Dumnezeu. Și voi sunteți oamenii lui Dumnezeu. Apoi, în al doilea rând, voi vorbi despre o ascultare fără interpretare. Când spun ascultare fără interpretare, mă refer la faptul că Naaman primește o direcție clară de la Dumnezeu, dar după aia se duce într-o altă direcție. Adică Dumnezeu îl trimite prin fetița din casa lor, îl trimite unde? Îl trimite la un proroc, dar el în loc să se ducă la un proroc, consideră că nu-i de rangul lui să se ducă la un proroc, ci să se ducă la un împărat, că el era ministru. Și știți, se întâmplă de foarte multe ori că facem și noi exact aceeași greșeală. O ascultare fără interpretare. Apoi, în al treilea rând, voi vorbi în această seară despre o ascultare cu supărare. Era un joc când eram eu copil, știu, cred că este și astăzi, nu te supăra, frate. Eu o să spun în seara asta, supără-te, frate, dar ascultă de Dumnezeu după aceea. Nu întâmplător Dumnezeu zice în Biblie la un moment dat, mâniați-vă și nu păcătuiți, dar să nu apună soarele peste mânia voastră. Naaman s-a supărat. Și cu toate că s-a supărat, au fost în jurul lui niște oameni destul de înțelepți care i-au dat niște sfaturi bune și până la urmă a ascultat de Dumnezeu. Și asta contează. Deci dacă va fi cineva care să se supere astăzi, să știți că n-am nicio problemă. După terminarea programului, cu ajutorul Domnului, merg către casă, așa că până vine o data viitoare, o să îi treacă supărarea celui care se supără. Dar dacă după supărarea asta, că zice Biblia că este o întristare după voia lui Dumnezeu, dar dacă întristarea asta duce pocăință, slăvit să fie Domnul. Și apoi în al patrulea rând, asta va fi partea finală a predicii, nu ziceți amin acum că o iau personal, în al patrulea rând voi vorbi despre o ascultare care aduce vindecare de mândrie, că veți vedea că are, v-am spus, că are 7 boli, de aia se scaldă de 7 ori, permiteți-mi să folosesc de data aceasta această comparație. Era bolnav de mândrie, era bolnav de frică, se gândea că va muri, veți vedea în text. Era bolnav de supărare, cum sunt mulți în vremurile noastre, sau depresie, ca să folosesc cuvinte mari. Era bolnav de idolatrie, era bolnav de nervozitate, că era nervos, l-ați văzut de câteva ori se mânie. Era bolnav de materialism, pentru că Naaman credea că banii lui îl vor salva. Și mai puțin decât toate celelalte, era bolnav și de lepră. Dumnezeu în cele din urmă, pentru că ascultă, îl vindecă de toate bolile acestea. Era o zi de joi. De unde știu că era joi? Pentru că aveam program în casa lui Dumnezeu, nu știu cum e la dumneavoastră, dar la noi în județul Bihor și știu că în general în bisericile penticostale din țară, joia seara e adunare. Dar a fost o zi grea de joi, o zi cu multă durere, cu mult necaz. Dimineața la ora 10 eram programat să mă duc în spital, să mă rog pentru o soră care era bolnavă de cancer într-o formă extrem de gravă, practic era pe patul morții. O familie binecuvântată, o familie care o ducea foarte bine din punct de vedere financiar. De fapt, de câte ori citesc textul acesta, mă gândesc la ei. Pentru că dacă ați fost atenți, eu am citit textul și am accentuat în primul verset din text, dar Naaman era lepros. Și dacă ați văzut, avea o grămadă de lucruri, avea decorații, zice că avea onoruri, îl văd pe Naaman ca pe unul dintre generalii aceia din Coreea de Nord, cu o grămadă de decorații, o grămadă de relații, o grămadă de bani, dar parcă toate acestea sunt anulate în cazul lui Naaman de o singură problemă. Era bolnav, incurabil. Și ce vreau să spun cu asta? Familia despre care vă vorbesc era o familie care o ducea bine. Și multă vreme am crezut că sunt foarte fericiți. Abia la un an de zile, după ce ea deja trecuse prin prima fază a spitalului, am aflat problema lor. La început am văzut că sunt tot timpul supărați, dar n-au spus la nimeni.
A aflat diagnosticul acesta crunt, care însemna moarte din perspectivă omenească, și într-o zi primesc un telefon de la acest om care mă cheamă să mă duc în spital și spune: soția mea este pe moarte, este în spital, e pe patul morții, este inconștientă, suntem aici. Și atunci am început să înțeleg tristețea lor. N-am înțeles-o până atunci. Și când am ajuns în spital, m-am dus, m-am rugat și când am ajuns lângă femeia aceasta, era unul dintre copiilor, au mai mulți copilași. Era o fetiță care avea undeva la 8 sau 9 anișori, care a făcut una dintre cele mai frumoase rugăciuni pe care le-am auzit vreodată. Fetița asta s-a rugat așa: Doamne, fă ca mami să nu moară. O rugăciune simplă. Și apoi a spus mamei, cu toate că mama nu putea auzi, dar a auzit Dumnezeu: mami, să nu mori. Eu m-am străduit să mă rog cât am putut de tare, dar mă mărturisesc că n-aveam credință prea multă. Nu mă pot lăuda că aș fi avut prea multă credință. Deci, pe de o parte, la nivelul Duhului meu, îmi spuneam, și Duhul Sfânt parcă îmi vorbea, oamenii ăștia au ascultat de ce spune cuvântul lui Dumnezeu, că Biblia spune, dacă este printre voi cineva bolnav, să cheme pe prezbiterii bisericii. Și oamenii ăștia în cele din urmă, până la urmă, au ascultat de cuvântul lui Dumnezeu, cu toate că au ținut ascunsă problema asta multă vreme. Și Duhul lui Dumnezeu, într-un fel, îmi vorbea la nivelul sufletului și îmi spunea că va lucra. Dar pe de altă parte, rațiunea îmi dicta, peste puțină vreme, sigur, ai înmormântare. A fost atât de dureros să ascult rugăciunea acestei fetițe și am plecat de acolo întristat la amiază. A fost o înmormântare în localitatea Ușorhei, foarte aproape de orașul Oradea, de unde vin eu. Înmormântarea unei fetițe de 4 luni de zile și seara, joia seara, afară ploua și în adunare era o atmosferă mormântală de Bacovia. Au trecut zilele, era joia seara, în următoarea seară am fost la evangelizare undeva, nu era pandemie, era perioada evangelizărilor, seară de seară, vineri seara, sâmbătă seara, duminică dimineața, înainte să ajung la adunare, primesc un telefon și când am primit telefonul, după voce, pentru că m-a sunat omul acesta, mi-am dat seama că e ceva acolo. Vă mărturisesc că atunci când am văzut că mă sună el, m-am gândit, mă cheamă la înmormântare. Rațiunea asta îmi spunea: sigur mă cheamă la înmormântare. Pe de altă parte, Duhul lui Dumnezeu îmi vorbea în adâncul ființei mele și îmi spunea: Dumnezeu a lucrat. După voce mi-am dat seama că e bucuros. Știți că îți dai seama, acum v-am zis că îmi dau seama după ochii voștri dacă sunteți bucuros sau nu. După voce îți dai seama dacă e nervos cineva, nu? Când te sună soțul sau soția, când te sună tata sau mama, îți dai seama cât îți de bucuros sau nu, după felul în care îți vorbesc. Și imediat mi-am dat seama, după ton, cât e de bucuros. Pentru că primul lucru pe care l-a spus, a zis: frate, slăvit să fie Domnul, Dumnezeu a lucrat. Vă mărturisesc că în clipa aceea a fost așa de bucuros. Omul m-a sunat să mulțumească că m-am dus și am zis: frate, vreau să spun ceva. Dumnezeu a lucrat nu pentru că am avut credință. Vreau să-ți mărturisesc că n-am prea avut multă credință. Dar dacă Dumnezeu a lucrat, a lucrat în primul rând pentru că voi ați ascultat de El. Și unde există ascultare, poate să existe vindecare. Dar mai e ceva. Dumnezeu a ascultat rugăciunea fetiței voastre. Dacă Dumnezeu a auzit o rugăciune și dacă a fost o rugăciune rostită cu credință acolo, în spital, cu siguranță, n-a fost rugăciunea mea în primul rând, ci a fost rugăciunea fetei voastre. Și mulțumiți-i lui Dumnezeu că Dumnezeu a lucrat. Dar mă mărturisesc că încă rațiunea am dictat, cine știe, lasă că asta e boală gravă, poate se întoarce, acum și-a revenit puțin, e pe picioarele ei. Au trecut de atunci câțiva ani și femeia asta este perfect sănătoasă. Știți de ce? Pentru că avem un Dumnezeu viu. Nu există vindecare fără ascultare. Poate ești în seara asta, aici, în adunarea aceasta, în biserica aceasta, și de multe vreme, bărbatule sau femeie, într-un fel sau altul, aștepți ca Dumnezeu să vindece sufletul tău de o grămadă de boli, într-un fel sau altul, aștepți ca Dumnezeu să lucreze în viața ta. Dar vreau să proclam încă o dată și voi spune de mai multe ori, pentru ca să rămână clar în mintea ta, nu există vindecare fără ascultare.
ascultare de Dumnezeu. Și în primul rând, ascultarea aceasta trebuie să fie, uită-te bine, de cuvântul lui Dumnezeu. În cazul de față, cuvântul lui Dumnezeu auzit de Naaman e de la cine? De la fetița aceea, de la roaba aceea din casa lor. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu alege de multe ori să le vorbească unor oameni mari prin oameni mici. Slăviți să fie Domnul pentru asta. Eu sunt un pastor oarecare din județul Bihor, mai nou de la țară, ca să mă laud puțin de undeva. Sunt pastor în localitatea Sârbi, județul Bihor, știu că am câțiva sârbani pe aici, Domnul să-i binecuvânteze. Deci din perspectiva societății în care noi trăim, nu sunt un om mare. Permite-mi în această zi să-ți vorbesc și să spun, dragul meu, că Dumnezeu îți poate vorbi printr-un om mic, chiar dacă tu ești un om mare. Aduceți-vă aminte de un ministru, Biblia ne vorbește despre un ministru, ministru de finanțe, care citea din cuvântul lui Dumnezeu, mergea cu caleașca, însoțit sigur de o grămadă de oameni, și în urma lui un om care n-avea nu știu ce pregătire. Un om care nu cred că avea cea mai tare haină pe el. Un om care îndrăznește să-l întrebe, înțelegi tu ce citești acolo? Păi dacă m-ar întreba cineva pe mine acum, auzi, tu înțelegi ce citești acolo în Biblie, eu m-am simțit jignit, cred că și tu, mai ales că ești pocăit, ești pocăită, ești ortodox, ești catolic, mă, zici, și eu am citit Biblia, și eu înțeleg ceva din ea. Cum adică mă întrebi tu pe mine dacă înțeleg ceva din ceea ce citesc acolo? Eu să fiu ministru și un oarecare ciudat, cu niște haine ciudate de pe el, să-mi spună mie dacă înțeleg, și omul ăsta are înțelepciunea de a sta și de a asculta. De ce? Pentru că de foarte multe ori se întâmplă că Dumnezeu le vorbește unor oameni mari prin oameni mici. S-ar putea ca în seara asta să fie aici în biserică din cauza unui lucru, nu știu, un lucru aparent mărunt în viața ta. Nu știu care a fost lucrul acela. Ai o grămadă de calități. Ai fost atât de binecuvântat de Dumnezeu. Voi ca familie ați fost atât de binecuvântați de Dumnezeu. Dar pe lângă toate binecuvântările acestea, la un moment dat s-a întâmplat ceva în familia voastră. La un moment dat s-a întâmplat ceva în viața voastră și a zis, viața noastră nu mai e așa cum a fost, și ați venit în această seară la biserică pentru că sperați că într-un fel sau altul Dumnezeu să aducă vindecare în casa voastră. Vreau să spun ceva. Există speranță pentru tine. Dumnezeu e gata să aducă în seara asta vindecare, cu o singură condiție: să fii gata să asculți de cuvântul lui Dumnezeu. Să n-ai atitudinea aia pe care o foarte mulți, indiferent de vârsta lor sau indiferent de condiția lor socială, cum adică să-mi spui tu mie, dar ce, nu știu eu ce ar trebui să fac. Și ce mi se pare extraordinar în cazul de față e că fetița asta se gândește la binele lui Naaman. Păi dacă am fi fost noi în locul ei, păi dacă eram eu, hai, nu dumneavoastră, că eu cred că dumneavoastră sunteți mai buni decât mine. Dar dacă eram eu în locul ei, nu știu dacă m-aș fi rugat rugăciuni pentru binele lui Naaman în primul rând. Păi gândiți-vă că fata asta era sclavă, era roabă, a fost luată cu forța de acasă. Acum orice părinte, că am văzut, așa cum am spus, că aveți copii aproape de voi, ia imaginați-vă că cineva ar smulge copilul ăsta pe care îl iubiți atât de mult, l-ar smulge din familie și l-ar duce departe de voi, să fie exploatat prin muncă, să fie rob, să fie sclav. Cât de mult ați iubit voi pe omul acela? Și uitați-vă dumneavoastră la fata asta. Fata asta se gândește la binele lui Naaman. Cu siguranță că a fost o zi tristă, ziua în care a trebuit să se despartă de tata și de mama și a fost luată cu forța de acasă din Israel și a fost adus aici în casa lui Naaman. Și ce credeți că se făcea în casa lui Naaman? Credeți că stătea toată ziua? Nu, muncea de dimineața până seara. Și într-o zi află că acest Naaman, stăpânul ei, cel care a smuls-o din familie, cel care a creat atât de multă durere, cel care a creat în familie atâta durere, e bolnav de lepră, de o boală de care numai Dumnezeu putea să-l vindece. Și ce face fata asta? Uitați-vă la ea. Păi cred că dacă am fi fost noi, să zic eu, aș fi zis, măi, lucră Domnul. Aș fi zis, păi, acum Dumnezeu pedepsește. Dumnezeu îl pedepsește. Dar știți ce zice fata? Uitați-vă la ea. Zice, of... Asta exprimă durere. Dacă Domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui. Ar fi putut să spună, nu zic nimic, nu-i fac nici rău, nu-i fac nici bine, dar nici nu zic nimic. Treaba lui. De ce să-i fac bine? De ce să-i transmit eu informația asta? Dar știți ce învăț eu de la fata asta? Și ascultați-mă voi cei care sunteți deja credincioși. Nu încetați să vorbiți despre Dumnezeu celor care vă prigonesc. Dragi tineri,
celor care râd de voi la școală și vă spun, mai crezi în Dumnezeu în secolul 21, nu încetați să le arătați dragostea lui Dumnezeu. Vecinului acela care îți face atâta rău și care râde de tine de dimineața până seara, nu înceta să-i arăți dragostea lui Dumnezeu. Am fost așa de impresionat în urmă cu puțină vreme când într-o localitate, la sfârșit, a venit la mine unul care mi-a zis, știi cum m-am pocăit? M-am pocăit pentru că aveam niște vecini pocăiți. Dar cât rău le-am făcut eu la oamenii ăștia, cât rău le-am putut face. Râdeam de ei tot timpul, îmi băteam joc de ei tot timpul. Le-am luat o jumătate de metru din grădină și am zis, dacă-s pocăiți, să îndure. Le-am făcut rău, cât am putut să le fac rău, le-am făcut rău. Și într-o zi, când singurul meu copil, ei aveau 11 copii și când îi vedeam, îmi băteam joc de ei, când singurul meu copil s-a îmbolnăvit de cancer și tot satul a aflat, primul care a venit la mine și a zis, vreau să mă rog pentru copilul tău, a fost vecinul meu, de la care i-am luat o jumătate de metru de pământ, cu toate că n-aveam dreptul să fac asta și mi-am bătut joc de el în fiecare zi. Primul care a venit la mine și a zis, ai nevoie de bani, cu toate că el era mai sărac decât mine. Primul care a venit în spital, că nimănui nu-i place să meargă în spital, primul care a venit în spital a fost vecinul ăsta. Și zice, într-o zi n-am mai putut, n-am mai rezistat. I-am zis, vecine, tu nu-ți dai seama cât rău ți-am făcut. Tu nu realizezi, tu nu știi cât ți-am făcut, tu habar n-ai. Să vezi cât te-am săpat eu, vezi cât te-am vorbit de rău, să vezi cât ți-am făcut pe la primărie, știi când s-a venit controlul ăla, eu am fost. Stai liniștit, o zis vecinul, că am știut. Dar în același timp, Dumnezeul care m-a iertat pe mine de multe păcate, Dumnezeul acesta a pus în inima mea această dragoste, în mod normal nu te-aș fi putut ierta, în mod normal nu te-aș fi putut iubi. Și singurul lucru pe care vreau să-l fac este să-ți arăt dragostea lui Dumnezeu în mod practic. Uitați-vă la fetița asta, e cel mai tare evanghelist de aici din Cartea Împăraților. Fetița asta care este în casa lui Naaman, îi spune lui Naaman, omul ăsta care a făcut atât de mult rău, îi spune Naaman, există o șansă pentru tine. Și șansa este să te duci la Dumnezeu. Șansa este să te duci în Israel la poporul lui Dumnezeu. E acolo un om al lui Dumnezeu și prin omul ăsta lui Dumnezeu viața ta se poate schimba. Dragul meu frate și soră, nu te mai plânge de soarta asta pe care o ai, că sunt mulți dintre noi care suntem mulți dintre noi, mai ales dintre cei care suntem pocăiți de mai multă vreme, care cântăm cântările astea despre dușmani, despre cât de mulți dușmani avem. Nu vă mai plângeți de asta. Cu noi este Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu este cu noi, e ca să reflectăm dragostea acestui Dumnezeu. Nu ca să ne bucurăm când vedem rău din viața celui care ne-a făcut rău. Ba dimpotrivă, când vom vedea răul în viața aproapelui nostru, în clipa aceea, e cel mai bun moment în care să demonstrăm dragostea lui Dumnezeu. Pentru că niciunul dintre noi nu eram vrednic să fi fost iertați de Dumnezeu. Și dacă suntem în această seară, locul acesta, e că Dumnezeu a fost bun cu fiecare dintre noi. Și ascultă-mă bine, bărbatule, și ascultă-mă bine, femeie, în seara asta Dumnezeu îți vorbește și spune, nu există vindecarea sufletului fără ascultare de Dumnezeu. Ascultă atunci când Dumnezeu îți vorbește, chiar dacă îți vorbește printr-un om neînsemnat, chiar dacă Dumnezeu îți vorbește printr-un om nu foarte mare din perspectiva societății în care noi trăim, Dumnezeu îți poate vorbi și prin copilul din casa ta. Eu am cunoscut oameni care s-au întors la Dumnezeu prin copiii lor. Am cunoscut mulți oameni de felul ăsta. Nu de mult îmi spunea cineva, m-am întors la Dumnezeu pentru că fetița noastră la 10 ani s-a dus la biserică cu o prietenă și de fiecare dată se ruga pentru noi, de fiecare dată. Au trecut 3 ani de zile și de câte ore îmi spunea omul acesta, o auzeam pe fetița noastră rugându-se pentru noi, ca părinți. Se ruga, Doamne Iisuse, ai milă de mama și tata. Atinge-te de sufletul lor și mântuiește-i. De fiecare dată asta era cea mai tare predică. Și în felul ăsta am venit la biserică și în felul ăsta l-am cunoscut pe Iisus Hristos. Dumnezeu alege, de câte ori mi s-a întâmplat și mie, și vă mărturisesc treaba asta, de câte ori mi s-a întâmplat ca la cateheză, cursul de dinainte de botez, să întreb pe cei pe care urmea să-i botez, da, tu când te-ai pocăit? Și spunea, păi am venit la voi la biserică atunci, și eu mă gândeam acum, o să zic că
că ai fost tu la predică și în duminica aia, și mă gândesc că am fost eu la predică, și, dar zice, și știi omul ăla care a venit după tine, care? Ăla care a citit textul și a zis, așa cum scrie, așa se facem, ăla. Ce să zici? Dumnezeu alege câteodată să vorbească unor oameni mari prin oameni mici. Cunosc oameni în alta clasă a țării acestea care s-au întors la Dumnezeu într-o biserică micuță, amărâtă, undeva la țară, unde un om în vârstă a venit în față și a citit simplu cuvântul lui Dumnezeu. Și sufletul acestor oameni a fost vindecat. Oameni bolnavi de depresie, oameni bolnavi de tot felul de păcate. Dumnezeu i-a vindecat. De ce? Pentru că acolo unde există ascultare, există vindecare. Dar nu există, vă repet, nu există vindecare fără ascultare. Ascultare de cuvântul lui Dumnezeu și ascultare de oamenii lui Dumnezeu. Vă mai spun ceva. Noi toți spunem, de ce astăzi nu mai sunt minuni? Mai și cântăm o cântare care mă întristează. Cântarea, astăzi nu mai sunt minuni. După aia ne rugăm pentru bolnavi. Și cântăm, astăzi nu mai sunt minuni. Dar de ce nu mai sunt? Mai sunt, vă spun eu. Dar de ce cântăm asta? Știți de ce? Pentru că ne-am pierdut încrederea în oamenii lui Dumnezeu. În fiecare zi aflăm și vorbim, ba de unul, ba de altul. Și în ziua când ni se îmbolnăvește copilul, pe cine trebuie să chem să facă ungerea cu un de lemn? Pe cel pe care până atunci l-am vorbit de rău. Eram copil în biserică, eu când auzeam în biserică să ne rugăm pentru nu știu care e bolnav, eu eram sigur că acel cineva va fi vindecat. Știți de ce? Pentru că atunci când eram acasă, bunicul și bunica, numai minunile pe care Dumnezeu le făcea, despre asta îmi povesteau. Despre cum Dumnezeu a mai vindecat pe nu știu cine, despre cum Dumnezeu a mai lucrat. Așa că eu eram copil și când auzeam, mă gândeam, Dumnezeu lucrează. Aveam o încredere totală. Ce s-a întâmplat în ultima vreme e că tot mai mult biserica e lovită, zi de zi. Și avem mentalitatea asta, ne uităm la cineva și ne gândim, mă, dar ăsta ce interesare? N-am auzit chestia asta, nu odată. Când am predicat prima dată în sudul României, pe marginea drumului, în stradă, se uitau la mine cei de acolo și mă întrebau, dar ce interes aveți? Vă plătesc americanii? Nu. De ce vin oamenii? Le dați bani? Nu. Facem colecta. Dar atunci, ce se întâmplă? Eu vă spun ceva, motivul pentru care în trecut erau mai multe minuni e că oamenii aveau mai multă credință. De ce? Pentru că aveau mai multă încredere în Dumnezeu și în faptul că Dumnezeu are și astăzi oamenii Lui. Dar noi ne-am pierdut încrederea asta. Când tu ești consumator de bârfe despre cutare și cutare, vă mai zic ceva, la orice evangelizare, mai mult de jumătate din predică o faceți dumneavoastră, dragii mei pocăiți. Când dumneavoastră spuneți prietenilor care astăzi sunt aici, urmează să vină un om al lui Dumnezeu, vă garantez că bună parte din impactul predicii e despre ce a spus voi înainte. Și eu cred din toată inima, și n-aș fi străbătut drumul ăsta greu de la Oradea până aici, dacă n-aș crede că Dumnezeu lucrează și astăzi. Dumnezeu lucrează și astăzi. Ba mai mult, sunt convins că Dumnezeu va lucra cu putere în seara asta aici. Dar există vindecare numai când e ascultare, ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Și o ascultare de cuvântul lui Dumnezeu care vine prin oamenii lui Dumnezeu, care nu sunt întotdeauna cum i-am vrea noi, nu sunt absolut perfecți. Eu mi-am făcut o imagine perfectă despre unii oameni al lui Dumnezeu când eram copil și când am crescut mai mare și i-am cunoscut personal. Eu îi cunoșteam numai din poveștile bunicilor și când i-am cunoscut personal, mi-am dat seama că și ei sunt doar niște oameni și că de fapt toate minunile acelea care au fost în trecut nu s-au legat de niște oameni, ci s-au legat de puterea lui Dumnezeu și de credința celor oameni care au primit manifestarea puterii lui Dumnezeu. Așa că vreau să vă spun că în seara asta Dumnezeu e gata să lucreze cu o singură condiție, tu să crezi că Dumnezeu poate lucra. Tu să crezi că Dumnezeu are și astăzi oamenii Lui. Tu să crezi că eu în seara asta sunt Domnul lui Dumnezeu trimis ca tu să auzi cuvântul lui Dumnezeu și în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu, El, Dumnezeu, să lucreze cu putere în viața ta. 2. Ascultare fără interpretare.
Noi de obicei interpretăm, ne place să interpretăm întotdeauna, ne place să aranjăm lucrurile așa cum credem noi. Uitați-vă că în cazul lui Naaman, ce face Naaman? Naaman, spune Biblia, că în loc să se ducă acolo unde a primit cuvântul, cuvântul pe care l-a primit de la Dumnezeu prin fetiță, spunea clar, du-te la Elisei, dar el unde s-a dus? S-a dus la împărat. Împăratul l-a trimis, împăratul lui l-a trimis la un alt împărat și a zis, așa rezolvăm problema cu împărații. Și când ajunge la împărat și spune împăratului, am venit la tine să mă vindeci de cancer sau de lepră, pentru că lepra era o formă foarte gravă de nevindecat, o boală incurabilă. Spune Biblia că împăratul lui Israel, când aude de disperare, își rupe hainele, un gest pe care evreii îl făceau ca să exprime o anumită suferință, o anumită durere. Zice, dar ce sunt eu, Dumnezeu, să pot să fac treaba asta, să pot să înviez sau să omor pe cineva, să dau viață sau moarte cuiva? Sunt eu Dumnezeu? Și știți ce ar fi putut Naaman în clipa aia să gândească? Mă, fata o greșit. Fata nu gândi bine. Eu m-am trimis în Israel. O venit în Israel. M-a trimis în Samaria. A venit în Samaria. Adresa o greșit-o. S-a dus pe altă stradă. De ce? Pentru că a interpretat el cuvântul lui Dumnezeu cum i s-a părut lui că ar fi mai bine. Și știți că de multe ori procedăm mulți dintre noi exact la fel. Dumnezeu ți-a vorbit și ți-a spus foarte clar ce ar fi trebuit să faci cu viața ta. Dumnezeu, dragul meu tânăr, de multă vreme te cheamă și spune că trebuie să te pocăiești, dar de ani de zile ocolești treaba asta. Am observat că oamenii ar face absolut orice, numai să nu se pocăiască. Orice. Ar negocia cu Dumnezeu, ar face tot felul de lucruri, interpretăm lucrurile așa cum credem noi că ar fi mai bine și după aceea când ajungem la greu, dăm vina tot pe Dumnezeu și spunem, Doamne, păi nu m-ai trimis în Samaria, ba da, te-am trimis în Samaria, dar la altă adresă. Am cunoscut pe cineva care a trăit experiența asta. Dumnezeu i-a vorbit într-o anumită direcție, el s-a dus, s-a făcut exact cum i-a zis Dumnezeu, sau mă rog, aproape cum i-a zis Dumnezeu, dar n-a făcut chiar tot ce i-a zis Dumnezeu și apoi dezamăgit a spus, păi Dumnezeu m-a trimis în direcția asta, păi nu mi-a zis Dumnezeu că dacă mă întorc la el, va lucra în viața mea și uite că m-am botezat, am făcut și asta, am făcut și asta, dar n-a făcut exact tot ce i-a spus Dumnezeu. Știți ce aș vrea eu în seara asta? Și vreau în dreptul meu, dar vreau în dreptul tuturor celor ce suntem în locul acesta. Să-i spunem Domnului așa, Doamne, suntem gata să facem tot ce vrei Tu. Amin. Vedeți că a zis amin. Și ce vrea Domnul? Vei spune, Domnul pastor, dar eu ce să fac să fiu mântuit? Sunt trei lucruri despre care vorbește Biblia. Crede că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu. Pocăiește-te de păcatele tale. Și apoi botează-te în apă. O să-mi spui, bun, dar eu sunt botezat în apă deja. Și îți voi readuce aminte, dacă vii din tradiția ortodoxă, pe care o apreciez, îți voi aduce aminte de Sfântul Ioan Gură de Aur, de Vasile cel Mare, mari sfinți care toți s-au botezat la vârsta maturității. De ce? Că oamenii ăștia au înțeles ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Cine crede și se botează va fi mântuit. Oamenii ăștia au știut că înainte de a te boteza în apă, că apa e cea care mărturisește, că în apă tu mărturisești o credință vie. Oamenii ăștia au știut că înainte trebuie să ai o credință reală în sufletul tău. Așa că Dumnezeu își cere astăzi aparent trei lucruri simple. Crede în Iisus Hristos. Dacă aș avea un microfon și v-aș întreba, crezi tu că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu? Nu cred că cineva, măcar de rușine acum că suntem în biserică, nu cred că cineva ar îndrăzni să spună, nu cred. Crede că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu. Doi, pocăiește-te. Toată Biblia e un îndemn la pocăință. Știu când auzim cuvântul pocăință în cultura românească, e spus așa într-un sens peorativ, adică într-un sens pocăit, disprețuitor. Dar ce înseamnă până la urmă să te pocăiești? Înseamnă să recunoști că ești păcătos, dar să regrezi păcatul, dar nu cum fac pruncii când i-ai prins, ci cu un regret adevărat, care să vină din suflet, și apoi să renunți la păcat. Și după ce te-ai pocăit, să vii în apa botezului și să declari în mod public, Iisus Hristos este Domnul Dumnezeul meu. Vedeți că a zis amin la un moment dat. A zis că trebuie să faceți tot ce spune Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la asta. Am zis, ascultarea trebuie să fie fără interpretare. Punctul 2 a fost mai scurt. Punctul 3 e ca punctul 1, puțin mai lung. Ascultarea cu supărare, să știți că e o variantă bună. Eu nu mă supăr că vă supărați. Deloc. S-ar putea întâmpla, de exemplu, cineva s-a dus la doctor și a fost foarte supărat că doctorul i-a dat un diagnostic, zice, mă, mi-a zis diagnosticul direct. Și i-am zis, până la urmă, nu a fost bine.
Păi dacă nu ți-ar fi spus, dacă ți-ar fi spus, ești bine, o duci perfect, ești sănătos, n-ai fi făcut tratamentul, uite, ai făcut tratamentul, acum ești bine. Faptul că eu spun astăzi că trebuie să te pocăiești, s-ar putea în seara asta pe tine să te lezeze puțin, să spui, dar de ce să mă pocăiez eu? Eu sunt foarte bine, n-am nevoie să mă pocăiesc de nimic. Dar știi ce e important? Nu e important cât de mult te superi tu, important e că până la urmă s-a scos de ce zice Domnul. N-a zis amin aici. Uitați-vă la Naaman. Naaman ce face? Naaman se supără, spune Biblia, când Elisei îi trimite să-i spună care e soluția. Soluția îi zice să te scalzi de 7 ori în Iordan. Când aude Naaman chestia asta, spune Biblia că s-a supărat. S-a supărat. Și acum nu e nicio problemă că s-a supărat, dar spune Biblia că s-a și dus de acolo. A zis, gata, nu-mi trebuie să fac baie în Iordan, am la mine acasă râuri mai grozave decât ăsta. Ce interesant e că Naaman avea în jurul lui oameni subalterni care au curajul să-l contrazică. Rare ori se întâmplă asta, în jurul liderilor de obicei sunt oameni care îi laudă. Și ăștia ar fi putut să-i spună, da, șeful, cum să te... Cum ăla n-a ieșit în fața ta? Prorocul din Israel n-a ieșit în fața ta. Dar oamenii ăștia îndrăznesc să-i spună, auzi, Naaman, fii atent, cred că ar fi mai bine să mergi și să asculți de ce spune omul lui Dumnezeu. Știți că ăsta a fost un risc foarte mare, că Naaman era general și ar fi putut ieși nervos, observați mai jos, e mânios. Dacă s-ar fi enervat, ar fi putut să execute și n-ar fi avut nicio problemă cu legea. Era cineva și legea în vremea aia era în mâna lui. Și totuși are în jurul lui oameni care să-și riște viața de dragul lui și să spună, Naaman, dacă ți-ar fi cerut un lucru greu, l-ai fi făcut. Erai pregătit cu 400 kg de materiale prețioase. Exact cum îți spun ție, dragul meu ascultător, când ți-am spus astăzi că pentru ca să fii mântuit, trebuie să crezi, trebuie să te pocăiești și trebuie să te botezi în apă, te-ai uitat la mine de scumpănit și ai spus, doar atât? Dar cuvântul lui Dumnezeu spune astăzi, dacă Dumnezeu ți-ar fi cerut un lucru greu, ai fi fost gata să-l faci. Unii spun, dacă Dumnezeu îmi cere, mă duc până la Ierusalim. Dacă Dumnezeu îmi cere, mă duc până la muntele Athos. Ai fi în stare să faci absolut orice. Dumnezeu îți cere un lucru aparent simplu, să crezi că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu. Să te botezi. Știți, Dumnezeu nu negociază pocăința cu nimeni. Cred că noi în ultima vreme avem senzația că Dumnezeu negociază asta. Dumnezeu nu negociază creștinismul. Creștinismul nu se poate negocia. Mântuirea noastră nu poate fi negociată. De ce? Pentru că ea a fost deja plătită în totalitate prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Ea nu poate fi negociată în sensul în care ar fi putut să o facă Naaman, de exemplu. Naaman ar fi putut să spună, auzi, Elisei, eu sunt general, nu pot face baie numai de 4 ori. Sau, am aici 3 slujitori, să facă ei baie în locul meu. Eu sunt Naaman. Cum să intru în apa Iordanului? Știți că odată pe an apa Iordanului se revarsă. Probabil că era exact perioada aia când ploua, cum ploua acum mult afară. Apa era tulbure. N-ar fi putut să negocieze. Cum avem și noi senzația câteodată. Și unii au senzația asta. Da, trebuie neapărat să mă botez și în apă. Domnul pastor, dar trebuie neapărat să intru în baptisier. Unde aveți voi aici? Neapărat. Dar cu cine? Cu ăla? Cu ăla? Da, știți cine sunt eu? Că noi trăim în țara, dar tu știi cine-s eu? Eu să mă duc acolo cu... Nu vă supărați, e și el om, dar... Totuși, nu s-ar putea să, nu știu, să rezolvăm cumva, să facem altfel. Și vedeți, eu mai am de rezolvat și asta, și asta. Nu s-ar putea ca pocăința pentru mine să fie puțin mai ușoară? Să pot să mai fac și asta, și alaltă, și alaltă. Vreau să vă anunț ceva. Dumnezeu nu negociază soluția de mântuire cu nimeni. De ce? Pentru că a fost plătită cu sângele lui Iisus Hristos. Dar știi ce e important? Să ai oameni deștepți pe lângă tine, chiar dacă nu-s neapărat din poporul Domnului. De curând am vorbit cu cineva care s-a întors la Domnul și îmi spune un tânăr, îmi zice, părinții mei nu sunt credincioși, nici nu cred în Dumnezeu. Dar când m-am dus și le-am spus, uite, asta e credința mea și le-am predicat și le-am zis cum e în Biblie și le-am ținut o predică, frate, mai ceva decât ții dumneata. Zice, tata mi-a zis, să te ții de ceea ce hotărăști. Acum că te duci acolo și te botezi în apă, foarte bine, dar să te ții.
Tata care n-are nicio treabă cu Dumnezeu. Tata care nici măcar, sau cel puțin pretinde că nu crede în Dumnezeu. Că mulți oameni se laudă că nu cred, dar dacă sunt într-un avion, când se mișcă o leacă, li se schimbă părerea rapid. Știți, e important să avem în jurul nostru oameni care să nu ne laude tot timpul, să ne spună tot timpul, ești bine, e foarte bine, atitudinea ta e bună. Dacă Naaman avea pe lângă el oameni care să-i spună, Naaman, cum de-a îndrăznit acest Elisei? Să nu iasă înaintea ta, când știi că tu ești așa de mare, că tu ești atât de bun, că tu ești așa de important. Dar oamenii ăștia spun ceva foarte interesant. Îi zic așa, nu ți-a cerut ceva greu, intră în apa Iordanului și dacă cumva se întâmplă că nu te vindești cum o zis, mergem la el acasă și nu o să meargă să ne spună apoi că n-am avut credință. Că la Dumnezeu nu merge așa. Dacă o prorocit un lucru, apoi să se țină de el. Dacă o prorocit că o să intri în apa Iordanului de 7 ori și dacă intri de 7 ori, ești vindecat, apoi după ce intri de 7 ori, dacă nu cumva ești vindecat, stăpâne, noi știm unde stă, am merge la el acasă după aia. Și ne spune Biblia că Naaman are înțelepciunea asta, mare lucru. Are înțelepciunea asta de se duce, se întoarce, face baie de 7 ori și e ceva extraordinar. Momentul ăla descrie Biblia, după ce s-a scăldat de 7 ori, zice, a 7-a oară, dacă s-ar fi oprit, a 6-a oară. Ce ziceți? Ar fi fost salvat? Nu. Dacă se scălda numai de 4 ori, dacă lua doar așa o formă din asta de ascultare de Dumnezeu, parțială, cum facem unii dintre noi, dacă n-a ascultat de tot, n-ar fi fost vindecat, dar pentru că ascultă de tot, spune Biblia că după ce s-a scăldat de 7 ori, a 7-a oară, când se ridică din apă, spune Biblia că era perfect sănătos. Și îl vedem pe Naaman, și acum ajungem la punctul 4, îl vedem pe Naaman că s-a întors, și spune Biblia în versetul 15, s-a întors la omul lui Dumnezeu cu tot alaiul lui. Și îl văd pe omul ăsta, generalul acesta, însoțit de o grămadă de alți generali, a ajuns, s-a înfățișat înaintea lui Elisei. Și zice așa, versetul 15, iată, cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul, decât în Israel. Și acum primește, rogu-te, un dar din partea robului tău. Știți ce e interesant aici? Cred că dacă am fi fost noi în locul lui Elisei, am fi spus așa, uite, omul ăsta s-a pocăit. Dar nu s-a pocăit. S-a pocăit sau nu? Acum v-am zis eu, dar am vrut să văd cât de atenți sunteți. Nu s-a pocăit. El recunoaște că e Dumnezeu. Câți n-am auzit zicând așa? Da, domnul pastor, cred în Dumnezeu. Bun, dar știți ce spune Biblia? Dați-vă și voi silința să uniți cu credința fapta. Și cu fapta, cunoștința. Noi sărim peste fapte direct la cunoștință de obicei. Vrem să știm cât mai mult, dar faptele le lăsăm pentru alții. Și uitați-vă în cazul de față. Biblia ne-l prezintă pe Naaman stând în fața lui Elisei. Și zice, iată, recunosc acum că este Dumnezeu. Eu cred că toți cei ce suntem în această seară aici credem că este Dumnezeu, dar nu-i suficient. Vreau să spun, dragul meu prieten, nu-i suficient să crezi că este Dumnezeu. În țara asta, cei mai mulți români cred că este Dumnezeu. Dacă întreb pe unul care e în pușcărie, am fost în pușcărie odată, nu tăiați la montaj, că unii când predici câte o chestie, o să zic că a fost în pușcărie, breaking news. Am fost în pușcărie să predic acolo, la o întâlnire din asta, și unul zice, pace, frate. Zic, mă, ce pace? Ce cauți tu aici? Zice, eu am crescut în biserică, n-am fost botezat și viața m-a dus aici, dar niciodată n-am uitat ce am simțit în biserică. Nu-i suficient să crezi în Dumnezeu. Toți românii cred în Dumnezeu. Naaman vine, parcă-l văd cu banii, 400 de kilograme de materiale prețioase. Nu ne gândim acum la bani, că imediat unii faceți calculul cât costă aurul acum, cât costă argintul. Gândiți-vă cât de prețios, câți bani erau, numai banii de astăzi. Și vine la Elisei și spune lui Elisei, ține banii. Și Elisei zice, nu. Nu pentru că n-aș avea nevoie de ei, că aș avea, că mi-ar trebui o casă mai frumoasă. Dar vreau să știi ceva, Naaman, că nu banii te salvează.
Sunt mulți care cred că banii salvează. Dau bani și a rezolvat problema cu mântuirea. Cum mi-a zis cineva undeva în sudul României: domnul pastor, te-ai tot chinuit cu predica asta și tot ai zis să ne dăm toată silința, să ne pocăim. Dar zice, eu am rezolvat problema cu mântuirea, că am pus niște bani într-un cont, am încheiat la notar un contract cu o mănăstire și toți banii, după ce mor eu, vor trece din contul meu în contul lor și câțiva ani de zile au contract cu mine să se roage pentru sufletul meu. Am rămas fără cuvinte, auzisem multe lucruri până atunci, dar n-am mai auzit niciodată ideea de mântuire prin transfer bancar. Și am zis, dacă vrei să cumperi ceva, zic, ai bani, am ceva, cumpără ce vrei tu. Dar cerul lui Dumnezeu nu-l poți cumpăra, știți de ce? Pentru că deja a fost plătit. Unii spun că mântuirea este gratis, nu e gratis. Ea a fost deja plătită. Și a plătit-o cel mai bogat din universul acesta. Nimeni n-ar fi putut să o plătească, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu. Pentru ca oricine dă bani la biserică, așa zice, pentru ca oricine crede că rezolvă problema cumva, nu, pentru ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Și Dumnezeu are soluție. Și uitați-vă la Naaman când înțelege că de fapt vindecarea nu vine de la banii lui. În cele din urmă prăbușit recunoaște și îi spune lui Elisei, de astăzi încolo nu numai că o să spun că este Dumnezeu, de astăzi încolo mă închin numai în fața acestui Dumnezeu. Române drag, nu-i suficient că de ani de zile spui există Dumnezeu, dar trăiești ca și cum nu ar exista. Nebunul spune, Biblia zice, în inima lui nu există Dumnezeu, dar există un nebun mai nebun decât acesta. E cel care spune că există, dar trăiește ca și cum n-ar exista. Naaman era bolnav, v-am spus, de mai multe boli. Era bolnav de mândrie. Și îl văd acum lângă Elisei, cum i-a dispărut toată mândria. Nu mai era generalul, nu mai era ăla care înainte avea atât de multe funcții. Ci când stă în fața lui Elisei, știți cum îi spune? Robul tău, sunt robul tău. Îl vedem pe Naaman vindecat de frică și s-ar putea ca în seara asta tu să fii aici bolnav de frică. În pandemia asta mulți oameni s-au îmbolnăvit de depresie. Vreau să spun ceva. Când te întorci la Dumnezeu, spune Biblia că Dumnezeu toarnă în tine Duhul lui cel Sfânt, care te transformă dintr-un orfan în fiul lui Dumnezeu. Și faptul că Dumnezeu lasă Duhul lui cel Sfânt în tine te face pe tine să zici Ava, care se traduce în românește tăticul meu din ceruri. Din clipa aceea nu mai e singur niciodată. Uitați-vă la Naaman când pleacă din prezența lui Elisei. Spune Biblia că ultimul cuvânt pe care îl spune Elisei este: du-te în pace. Dumnezeu îți dă pace în seara asta. Nu te lasă în pace, Dumnezeu îți dă pace. Dumnezeu te vindecă de supărare, Dumnezeu te poate vindeca de idolatrie, chiar dacă astăzi nu ne închinăm la Rimon, sunt o mulțime de idoli moderni la care oamenii de astăzi se închină. Dumnezeu te poate vindeca de nervozitate, poate ești un om nervos care spui, aș vrea să mă pocăiesc, dar nu pot. Uitați-vă la Naaman cât de nervos se duce la un moment dat din fața lui Elisei, când aude voia lui Dumnezeu, cum se întâmplă cu mulți. Eu mă enervez, mi-a zis cineva, când aud câte lucruri trebuie să fac. Și sunt mulți oameni care au exact atitudinea aceasta. Vreau să spun ceva, Dumnezeu te poate schimba. Poate unii sunt bolnavi de materialism, la fel ca și omul acesta, că și el a crezut că prin bani poate cumpăra orice. Orice boală sufletului avea, Dumnezeu poate vindeca în seara aceasta. Naaman s-a întors. Și știți ce e interesant? Naaman a înțeles că nu de el depinde mântuirea lui, în primul rând. Știți care e rugăciunea mea? Și cu asta voi încheia. Îi zic lui Dumnezeu în seara asta, Doamne, în dreptul celor care sunt păcătoși astăzi aici și au nevoie să fie schimbați de Tine. Doamne, noi am vrea să apucăm mântuirea, dar n-avem forță în mâinile noastre. Dă-ne, Doamne, putere. Doamne, noi am vrea să atingem cerul, dar e mult prea sus pentru puterile noastre. Dă-ne, Doamne, aripi să putem zbura spre cer. Doamne, noi am vrea să urmăm pe calea Ta, dar e atât de îngustă că picioarele noastre, Doamne, nu ne pot duce pe calea aceasta. Suntem ologi, avem nevoie să ne spui, fii vindecat.
ridică-te și umblă. Doamne, a vrea să citim din Biblie și am vrea să o înțelegem. Cum i-a zis cineva, citesc Biblia și nu pricep nimic. Dar recunoaștem înaintea Ta că suntem morbi și avem nevoie de Duhul Tău cel Sfânt care să ne deschidă ochii, să putem înțelege Biblia. Asta e rugăciunea pe care aș vrea să o facem împreună în seara asta. Să-i spunem lui Dumnezeu la fel ca Naaman: Doamne, de astăzi încolo Te vom sluji doar pe Tine. Nu doar că recunoaștem că Tu ești Dumnezeu, de astăzi încolo Te vom sluji pe Tine. Și nu vom face bazați pe banii noștri, pe relațiile noastre, că suntem noi cineva, că-s eu tare, că-s eu șmecher, că am eu relații, că sunt cineva în societatea asta. Ce voi face, Doamne, recunoscând că Tu ești totul. N-am mâini cu care să pot apuca veșnicia, n-am picioare care să pășească pe calea asta îngustă, n-am ochi care să poată să vadă cuvântul și să-L înțeleagă, dar știu, Doamne, că Tu ai coborât în lumea asta prin Iisus Hristos, ca eu să am mâini cu care să Te pot apuca, ca eu să am picioare care să mă ducă pe calea asta, ca eu să deschid ochii și să citesc Biblia și să o înțeleg. Și, Doamne, cerul e mult prea sus pentru puterile mele, de aceea mă rog, Doamne, în seara aceasta, uită-Te la mine și uită-Te la noi și prin Duhul Tău cel Sfânt, ridică-ne, Doamne, dincolo de ceea ce putem noi fi. Nu există vindecare fără ascultare, dar vreau să spun ceva, Dumnezeu Te poate vindeca în seara asta. Vreau, nici nu știu cum să facem sfârșitul. V-ați ridica în picioare, dar știu că unii sunt pregătiți, dar mă bazez pe faptul că nu veți pleca imediat după ce vă ridic în picioare. Nu veți pleca chiar. Nu. Vă invit să vă ridicați în picioare. Vreau să mai aveți puțin tică răbdare. N-am să vă țin prea mult. Eu am un drum mai lung de făcut decât voi toți. Dar aș vrea să fac o rugăciune și aș vrea să rămânem într-o atitudine de meditație și de reverență înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să stați cu ochii închiși. Aș vrea să rămâneți cu ochii închiși. Și aș vrea să fac o rugăciune în seara asta. Aș vrea să mă rog în mod special pentru cei care se simt bolnavi în sufletul lor. Mă rog pentru cei care sunt bolnavi în sufletul lor. Dacă este cineva aici bolnav de o boală a sufletului, oricare ar fi ea, eu cred că Dumnezeu te poate vindeca în seara asta. Nu știu ce gest să faci. Eu știu că pocăința nu se rezumă la ridicări de mână. Mulți au avut iluzia asta și au crezut, bă, o ridica mâna și gata, ai pocăit. Nu. Dar aș vrea să faci un gest în seara asta. În clipa care va urma, dacă vrei ca rugăciunea asta să fie în special pentru tine și crezi că Dumnezeu se poate atinge de tine cum s-a atins de Naaman, Dumnezeu îți cere să faci, nu-ți cere ceva greu. Când generalii de lângă generalul Naaman i-au spus, Dumnezeu nu ți-a cerut un lucru greu, probabil i-au spus, Naaman, dacă n-asculți de ce îți vorbești de acum, Elisei, s-ar putea ca la un moment dat din cauza leprei să ajungi pe patul morții. Și îți vei aduce aminte atunci că n-ai ascultat de ce ți-a vorbit atunci Dumnezeu. Și vei avea întotdeauna regrete și vei spune, dacă aș fi ascultat atunci, poate Dumnezeu s-ar fi atins de mine. Aș vrea în seara asta să vorbesc cu tine, nu știu câte șanse îți mai oferă Dumnezeu. Nu știu de câte ori vei mai auzi cuvântul lui Dumnezeu, dar știu un lucru, că în seara asta, dacă nu ți-ai împietrit inima, Dumnezeu e gata să lucreze în dreptul tău. Nu-ți cere să faci un lucru greu. Dacă Dumnezeu ți-ar fi cerut să faci un lucru greu, ai fi fost în stare să faci orice, doar ca Dumnezeu să aducă pace și liniște în familia ta. Ai fi fost în stare să faci orice, doar ca Dumnezeu să-ți vindece soțul sau soția. Ai fi fost în stare să faci orice, doar ca să scapi de supărarea asta și de tristețea asta adâncă a sufletului tău. În seara asta Dumnezeu nu-ți cere să faci un lucru greu. Îți cere doar să crezi că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu care a venit în lumea asta să moară pentru păcatele tale, să te pocăiești și cu lacrimi să vii înaintea Lui și apoi în apa botezului să spui, Doamne, îți mulțumesc că Te-ai îndurat de mine. Aleluia. Dacă vrei ca lucrul ăsta să fie valabil pentru tine, vreau să mă rog pentru tine și vreau să stai cu mâna ridicată sus. Nu voi insista, pentru că nu-i treaba mea să conving pe cineva. Dar dacă este cineva din această categorie, vreau să stai cu mâna sus. Dumnezeu să te binecuvânteze, Dumnezeu să te binecuvânteze, Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze. Sunt atâtea mâini care se ridică.
Știți cum sunt mâinile astea, așa cum v-am spus. Îi spui lui Dumnezeu, Doamne, vreau să te apuc, vreau să apuc mântuirea, dar mâinile mele sunt prea slabe. Dacă vrei în seara asta ca Dumnezeu să se atingă de sufletul tău și să vindece sufletul tău, fie că ești bolnav de materialism, fie că ești bolnav de frică, fie că ești bolnav de orice alt păcat, Dumnezeu te poate vindeca. Nu ți-a cerut un lucru greu, îți cere un lucru simplu. Dacă vrei să faci ceea ce cere Dumnezeu, El nu negociază cu tine asta. Nu poți să spui, dar poți să sar peste botez. Nu, nu poți. Dumnezeu îți cere un lucru simplu, dar trebuie să-l faci până la capăt, pentru că dacă nu-l vei face până la capăt, vindecarea lui Dumnezeu nu va fi dusă până la capăt în sufletul tău. Dar dacă vrei în seara asta să promiți Domnului și să-i spui Domnului, Doamne, vreau începând din seara asta să fac ce mi-ai cerut Tu, că până astăzi am făcut o grămadă de lucruri grele care nu m-au ajutat cu nimic. În seara asta sunt gata să fac acest lucru aparent simplu, Doamne, dar pe care eu prin puterile mele nu-l pot face. Te rog, atinge-te de mine. Stai cu mâna ridicată dacă vrei ca acest lucru să fie valabil pentru tine. O, Doamne, sunt atâtea mâini care s-au ridicat. Doamne, eu sunt atât de slab, dar Tu ești atât de puternic. Oamenii ăștia au ridicat mâna sus nu pentru că am fost eu bun, dimpotrivă am fost slab, dar Tu ești tare, Doamne. Doamne, Dumnezeule, oamenii ăștia au ridicat mâna nu pentru că eu sunt mare, ci pentru că Tu ești mare. Eu sunt un om mic, dar îți mulțumesc că Tu, Doamne, Dumnezeul meu, ești un Dumnezeu atât de mare. Uită-te la cei care cu mâna ridicată și cu ochii plini de lacrimi și cu sufletul îngenunchiat strigă către Tine, Doamne, în seara aceasta. Doamne, am nevoie de Tine în casa mea. Doamne, am nevoie de Tine, sufletul meu. Doamne, am de mine nevoie de Tine în viața mea. Doamne, am nevoie de Tine. Am nevoie ca Tu să Te atingi de mine. Vreau, Doamne, ca picioarele mele să mă ducă pe calea mântuirii. Doamne, Dumnezeule, nu sunt decât un olog spiritual. Spune în această zi în dreptul celor ce sunt la pământ spiritual, ridică-te și umblă în numele lui Iisus Hristos. Doamne, ochii sufletului meu nu pot înțelege. Oricât aș citi Biblia, dacă Tu nu Te atingi de ochii sufletului meu, în seara asta, prin Duhul Tău cel Sfânt, atinge-te de ochii sufletului celor care ascultă cuvântul și fă ca să-L înțeleagă, Doamne. Doamne, mă rog cu pasiune și nu pot tăcea și nu pot vorbi acum încet. Sufletul meu, Doamne, e plin de pasiune pentru Tine. O, Doamne, ai milă de generația aceasta. Doamne, ai milă de tinerii bisericii. Doamne, ai milă de tinerii care stau cu mâna ridicată sus. Doamne, ai milă de familiile care stau cu mâna către Tine înstinsă către seara asta. O, Iisuse, ai milă de ei în seara asta. O, Doamne, sunt în locul acesta oameni, la fel ca Naaman, care au o grămadă de lucruri bune și noi ne uităm la ei și spunem, oamenii ăștia trebuie să fie fericiți, dar e acolo o boală incurabilă. Dar Naaman era bolnav de lepră și oricât de mare era Naaman, nici cel mai amărât sirian ar fi vrut să fie în locul lui. Sunt și în locul acesta, Doamne, familii care sunt în aceea situație la care ne uităm și avem senzația că sunt foarte bine, dar e acolo ceva care aduce durere și întristare. O, Doamne, Dumnezeule, îndură-Te în seara aceasta, ridică, Doamne, mântuiește, Doamne, eliberează, Doamne, mântuiește, Doamne, în seara asta. Dar Naaman era bolnav de lepră. Doamne, Dumnezeule, dar noi avem toți necazurile noastre. Noi ne uităm unii la alții, ne judecăm, vedem zâmbetul perfect, dar în spatele acestui zâmbet sunt atâtea lacrimi. Vedem casa, vedem mașina, vedem cum îi merge cuiva, dar în spatele aparențelor întotdeauna e ceva ce numai Tu știi, Doamne. Și la fel ca Naaman, Doamne, venim înaintea Ta. Și dacă Naaman în fața lui unui om, în fața lui Elisei, a zis, robul, sunt robul Tău, Doamne, noi suntem în fața Ta. Iisuse, Tu ești prezent în locul acesta. Toată puterea Ți-a fost dată în cer și pe pământ. Nu suntem în fața unui proroc, nu suntem în fața lui Elisei, suntem în fața Ta. Și în fața Ta spunem, iată robii Tăi. Doamne Dumnezeule, vindecă-ne în seara aceasta de orice boală
boala sufletului. Și dacă e cineva bolnav de o boală incurabilă în trupul lui, dacă este în planul tău de vindecare în seara aceasta, vindecă-l tu, Doamne. Așa cum l-ai vindecat pe Naaman de lepră, tu poți vindeca și în seara asta. Te-am văzut vindecând de cancer în familia mea, Doamne, și cred că și astăzi tu poți vindeca de cancer. Te-am văzut lucrând cu putere, Doamne, și nu o facem ca să ne lăudăm noi că suntem buni, ci pentru ca slava ta să fie văzută, Doamne Dumnezeule, și pentru ca cei din Jebel să știe că Dumnezeul nostru este viu. Vindecă, Doamne, seara aceasta în locul acesta, pentru ca oamenii aceștia să poată exclama: există un Dumnezeu în biserica asta și vreau să-L slujesc pe Dumnezeul acesta. Aș vrea ca, la fel ca Naaman, mulți dintre cei ce au fost în seara asta aici să recunoască: există un Dumnezeu aici. O, biserica aceasta are un Dumnezeu și de astăzi încolo mă voi închina doar înaintea acestui Dumnezeu care este viu și s-a atins de mine și m-a vindecat în sufletul meu. Doamne, îți mulțumesc că ne-ai dat aripi să trecem dincolo de ceea ce puteam fi. Ne-ai dat picioare să putem umbla pe calea ta. Ne-ai îmbrăcat cu Duhul tău cel sfânt. Îți mulțumesc, Doamne, pentru seara aceasta și pentru Duhul tău cel sfânt care lucrează cu putere. Îți mulțumesc, Doamne, Dumnezeul nostru, că în generația aceasta încă ai oameni, copilași și oameni mari, oameni mici și oameni mari, la fel ca Elisei și fetița aceea. Doamne Dumnezeule, tu ai și generația aceasta oameni și îți mulțumesc că ridici o generație de oameni. Acum, în plină pandemie, noi nu mai proclamăm boala, ci noi proclamăm vindecarea în numele sfânt și scump al Domnului Iisus Hristos. Un nume care este mai presus de orice nume. Îți mulțumesc, Doamne. Slăvit să fii în veci. Amin.